Accidentați în misiune este cazul a doi angajați ai regionalei de drumuri Craiova care au avut parte de o experiență mai puțin fericită chiar în timp ce verificau activitatea de dezăpezire. Mașina în care se aflau a derapat și a ajuns în șanț. Șeful drumarilor din Gorj, Ion Tudor, spune că drumul era curățat și nu acesta a fost cauza accidentului. Mașina ar fi derapat pe balegă. Accidentul s-a produs pe DN7A Petroșan-Voineasa, șosea aflată în administrarea secției de drumuri naționale din Târgu Jiu. Ion Tudor a declarat că drumul național era dezăpezit, însă tronsonul era acoperit cu excrementele animalelor din zonă, aceasta fiind una dintre cauzele evenimentului. Totodată șoferul era puțin grăbit. Pe zona respectivă mereu se formează mâzgă, se circulă mai și cu lemne, mai și animalele se duc la apă. Asta este un drum frecventat, folosit și frându-se mâzgă, curbă, a sesizat că nu se mai poate încadra. Mai bine ajungi mai târziu cu 5 minute decât să nu mai ajungi deloc. N-au avut o viteză foarte mare, dar a fost poliția, este un dosar la poliție. Cert este că n-a fost nici zăpadă, n-a fost nici polei, a fost acest fenomen pe drum care a generat acest derapaj. În urma impactului extrem de puternic, mașina a fost distrusă complet, iar unul dintre pasageri a ajuns la spital cu multiple leziuni. A mers cu mașina direct în albia râului, n-au ajuns în apă, dar oricum, destul de... mașina este boțită, șifonată, nu s-au spart geamurile, conducătorul auto nu are nimic, însoțitorul are câteva coaste fisurate, sigur, nu știm, noi ne fiind doctori nu ne pronunțăm, dar mulțumim Dumnezeu că nu s-a întâmplat ceva mai grav. IPJ Hunedoara a deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz. Totodată, fiind vorba și despre un accident în timpul programului de lucru, a fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar inspectorii vor face cercetări în acest caz.